salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi, condiții grele la pescuit, cod galben de vânt, bate un vânt năprasnic din nord, bate cu apa cum mai rău, va fi greu să frânez pluta. Când bate o rafală de asta, devea ține și bățul, cât a testat adâncime, devea ținea și bățul în mână când bătea o rafală puternică. A doua problemă e că cei de la barajul Rogojești din Amonte au dat drumul la apă, curge apa destul de tare, mă va deranja, are și o culoare așa verzuie, nu e limpede apa. Nu e chiar ideal pentru pescuit la clean cu viermi, așa stilul ăsta meu, eu cel mai bine prind când e apă limpede. Dar cine știe, poate găsesc pe aici niște cleni. Am ales un loc cu o structură mare în apă, dar acum apa fiind crescută nu se vede. Mi-am făcut aici un loc. Sper să vă arăt niște cleni. Dacă nu, ia o gherlă frumoasă. Vizionare plăcută! N-am luat gherlă. Pleți. Bun și ăștia. Așa, în ritmul ăsta, prind doar obleți. Partida mea de pescuit se încheie aici. Mai sunt cred că vreo 40 de minute de lumină, dar nu mai avea rost să stau. Bate vântul în continuare foarte tare, codul galben își face simțită prezența. Eu prindeam doar obleți acolo, n-am reușit să prind niciun clean și am dat, totuși trăgeam viermi, am sperat, poate vine ceva până la urmă. Nu a fost să fie, poate dacă prindeam și apa mai mică, merge o turbină la barajul Rogojești, iar când e apa mare, găsesc mai greu clenii. Asta e, bine că n-am luat gherlă. Pe data viitoare. La revedere!